Salutare, dragi abonați! Eu sunt Caragea, iar acesta este tutorialul de vioară pentru începători și copii cu numărul 28. Oare printre abonații de pe Patreon sau de pe YouTube avem pe cineva cu numele Radu? Eu sigur că da, și vă dați seama că piesa de astăzi explicată în tutorial nu poate fi fără dedicație, nu poate rămâne fără dedicație, pentru că se cheamă Radu Mamei Radule. Cred că majoritatea dintre voi ați auzit de această piesă. Ea a fost înregistrată și interpretată în original de către legendara interpretă a României, Maria Lătărețu. Eu desigur că am readaptat un pic piesa în așa fel încât să sune bine pe vioară ca și piesă instrumentală și pe lângă asta am schimbat tonalitatea, am pus-o în sol major, respectiv la final am adăugat o abatere frumșică. Și așa cum v-a deprins aici la proiectul Kids, piesa va fi explicată în două nivele, atât în tutorialul video cât și pe partitură. Haideți să vă prezint acum structura acestui tutorial. În față o să aveți marcajele de timp care vă arată la ce minut începe fiecare secțiune din el și nu pot uita de abonații de luna trecută de pe Patreon de la proiectul acesta Caragea Kids. Ei sunt cei care au avut acces la tutorialele complete, la partituri, rubricile știați că, rubricile hai să exersăm și acompaniamentele pieselor. Iar dacă vă place ceea ce fac, vă aștept și pe voi să vă abonați pe Patreon și să veniți în comunitatea noastră frumoasă de violoniști de acolo. Suntem destul de mulți și este foarte interesant. Astea fiind spuse, hai să mergem acum să vă cânt piesa și după asta să vă detaliez foarte și foarte amănunțit. Am plecat! Și ați observat că aici se cântă triolet, da? Deci ca ritm este 1 și pe 2, facem 3 note pe timpul 2. Apoi iarăși timpul 1 vine, da? Timpul principal și vine si-ul ăsta cu apogeatură de la la. Prima notă urmează, prima notă din partea asta, pe timpul tare, se face grupet, nota re de bază, dar grupetul de la mi becară.